Mulțumesc! Suntem la bucură de inaugurare. Cred că s-a demonstrat că în timpul destul de scurt ne-am rezolvat o anumită problemă. Constatăm și numărul mare de oameni în această zi. Sunt sigur că veți avea o finanțare să iasă și plan local. Așa cum știți, instituțiile noastre de cultură au un parcurs și în curând vor intra într-un parcurs mai important. Așa cum spunea domnul președinte, deja ne suntem într-o competiție pentru capitala culturală europeană. Suntem într-o pregătire, lucrăm cu fundații din Spania, din Marea Britanie. Avem deja o strategie creonată, la un moment dat o să o punem și într-o dezbatere publică. Și acolo avem nevoie de sprijinul tuturor oamenilor care înțeleg că această competiție trebuie să fie corectă și câștigătorul trebuie să ne reprezinte cu cinste în 2021. Vă pot spune că sunt în Comitetul Regiunilor la Bruxelles, înțeleg fenomenul european și am această posibilitate de a colabora atât pentru proiectele europene, pe domeniile de infrastructură, de coeziune, dar și pe domeniile culturale. Sunt bucuros că Radul a reușit să punteze astăzi, pentru că de aici se poate pleca mult mai ușor spre vest. Avem deja experiențele locale, toate asociațiile noastre, toate instituțiile noastre și, evident, o colaborare pe viitor va face ca România să fie mult mai bine reprezentată, valorile românești să fie prezentate la nivelul decizii. Felicitări și sunt sigur că de aici încolo drumul este deschis. Doar câteva cuvinte aș vrea să vă spun. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului director Gheorghe Schwarz pentru această invitație și să felicit pentru poziția ocupată. Totodată aș vrea să felicit primăria municipiului Arad pentru că iată a găsit acest spațiu generos din cadrul teatrului de stat arădean pentru filiala locală a Institutului Cultural Român. De asemenea, aș vrea să îmi exprim bucuria că această filială se va afla în Arad, o nouă instituție dedicată culturii va funcționa în municipiul județul Arad și mă bucur cu atât mai mult cu cât am câștigat, practic, o competiție la nivelul zonei de sud-vest cu celelalte județe din regiune. Eu aș vrea să îmi exprim speranța că împreună, pentru că s-a amintit aici de această dorință de a colabora, s-a amintit de faptul că nu vor exista suprapuneri, ci complementarități. Tocmai pentru că vor fi complementarități, cred că împreună vom putea face mult pentru cultura arădeană. Și mă gândesc în primul rând la faptul că avem o strategie culturală a municipiului Arad, avem o strategie culturală a județului Arad și cred că împreună și subliniez aici, pe de o parte, administrația publică locală, conținut special primăria cu toate instituțiile subordonate, universitățile, arădene, societatea civilă, oamenii de cultură, toți cei care sunt interesați, bineînțeles, filiala, noua filială a Institutului Cultural Român, cred că împreună putem pune în aplicare cât mai bine această strategie. Și aș vrea să fac încă de pe acum o invitație domnului Schwarz, prin dânsul filialei locale, ca atunci când ne apucăm pentru următoarea strategie care vizează 2015 până către 2021, cum spunea domnul primar, competiția cu capitala culturală europeană, să vă alăturați nouă pentru a avea și aceste strategii îmbunătățite în folosul culturii arădene. Am subliniat cuvântul împreună pentru că astăzi este o zi specială, este o zi importantă din istoria noastră și cred că pentru noi trebuie să fie un model, ceea ce oamenii politici în 1859 au făcut, au avut curaj, au avut inițiativă și până la urmă au reușit să facă unire. Cred că și noi ne putem uni forțele pentru mai bine. Am să mă opresc aici, nu înainte însă de a spune că, și sper să nu fiu înțeles greșit, dar foarte sincer vă spun, pentru mine în ultimii ani Institutul Cultural Român a însemnat o instituție de succes. Cred că a făcut imagine bună României. Sper că această reorganizare să fie la fel una de succes, să semne un plus în imaginea noastră la nivel internațional. Sunt însă convins
că în ceea ce privește filiala Aradean, Banat Crișana, cunoscându-l bine pe domnul Schwartz, filiala aceasta va fi un exemplu de profesionalism într-o mare, oarecum, tulburată a multor filiale ICR din toată lumea. Cu această convingere mă opresc și vreau să vă spun că în ceea ce privește Consiliul Județean Arad pe care îl reprezint, veți avea noi un partener de încredere. Mulțumesc foarte mult! Cred că am început o colaborare foarte promițătoare cu directoarea Consiliului Culturii din Consiliul Județean. Și sper că împreună vom putea face foarte multe lucruri importante. Domnul subprefect, dacă vrea să spună două cuvinte. Domnule președinte, mă bucur că sunteți la Arad și nu la Județe. Dintre eforturile pe care, împreună cu domnul Schwartz, le-am făcut, nu au rămas degeaba. Mulțumesc și domnul primar, și consiliul județean și, în acest context, urmează o serie de angajări care sunt încurcate în rând și sper că și domnia sa, domnul Falcă și deputatorii care răspund de cultură, la nivelul consiliului județean, vă va sprijini. Să faci afirmații de înseamnă. Nu ți-a asumat rolul la primar, așa că rog, o să dați voie să continui cu ceea ce am spus. Vă vor sprijini în ceea ce înseamnă un mers la primul dată de felicit pentru faptul că am reușit și vă doresc succes. Salută acest eveniment cultural deosebit. Vedem în el o recunoaștere a culturii arădene, a meritelor pe care Aradul le are în consolidarea unei culturi naționale și internaționale. Conducerea acestui institut de către domnul profesorul de stat dr. Andrei Marga reprezintă o garanție că lucrurile în acest institut vor accede cu un bagaj deosebit, că vom realiza în domeniul acestei importante relații cu societatea obiective pe care nu le-am avut până în prezent. Aș dori să mulțumesc domnului ministru că în timpul mandatului de ministru al Educației și Învățământului, prin mandatul ministerial care l-a avut, a sprijinit Universitatea de Vest la Sărăgurniș, atunci când era prin evoluție, prin dezvoltare. Și cred că în anul trecut am sărbătorit 150 de ani de la nașterea patronului spiritual al Universității noastre Vasile Goldiș. Deci sunt, de-a și inaugurat două obiective pe perioada când era ministru, sala Senatului și laboratorul de limbi străine. Senatul Universității i-a acordat medalia de aur, Vasile Goldiș și brevetul acestei distinții. Faptul că ați întors o tradiție deja, care
omoară de astea de ce a terminat duce chiar două secole, și anume tradiția Timișoara, așa încât se trebuie cel din tâi care iată vine cu o instituție de anvergură la Arad. Și am trebuit și voi să vă aplaud, nu dăm un medalie de aur, dar știți că medaliile sunt medali, dincolo de asta este importantă și fără de alătăția tuturor. Așa sunt aplauze pentru Institutul Cultural.